Duminică, ora 3:23, o oră numai bună de filmat un sketch, nu-i așa? Bă, vă salută Floarea, să zic. Stăteam zilele astea și îmi urmăream ascensiunea pe care am avut-o pe YouTube și ziceam, bă, frate, e chiar incredibil de ce se întâmplă. Am zis să mai fac ceva care a prins, care v-a plăcut, cum a fost interviul cu doamna Ioana Ciurea sau 10 tipuri de abonați. Am stat eu și m-am gândit și după cum ați văzut și din titlu, astăzi o să facem 10 tipuri de frați. Nu uitați să lăsați un like dacă vă placă și să-i dăm bice. Cred că am o problemă să bat din balanța. Mă rog. Ăla care e bun. Hei frate, mi-a adus și mie o cană cu apă? Da frate, normal. De fapt știi ceva? Cred că o să mă duc până la magazin să-ți iau și suc și chipsuri. Ce zici de asta? Ăla care nu e bun. Hei frate, mi-a adus și mie o cană cu apă? Bă, leneșule, bă, tu ai nebunit de tot. Băi, făceam ceva aici, chiar ai nebunit de tot la capul ăla. Du-te băi și ea singur, n-ai picioare, ești bă, handicap. Du-te ea singur. Doamne, iar n-am pomenit așa ceva, deci nu. Ăla Elias Vlogs. Hei, salut, azi cred că mergi până la Borshop să bem niște Coca-Cola. Ăla care se face că n-aude. Bă frate, dă și mie la încărcător, te rog. Ăsta? Da. Bine, mă, în fine, dar dă și mie la că te rog telefonul ăla. Care e ăsta? Da. Pule, o frate, bine, mă, dă-o la că telecomanda aia. Asta, mă? Da. Nu, no, știu, mă. Ăla mai mare. Ăla mai mic. Gugu gaga. Ăla care își face temele. Ăla care nu își face temele. Ăia care se ceartă pe youtuberi. Bă, închide puțin că vreau să mă uit la tequila. Bă, tu ești prost, mai bine mă uit de 100 de ori la Shelly. Bă, terminatule, mă, vreau să mă uit un pic la tequila. Ce ai? Te-ai delit? Eu ce am? Bă, fătălăule, vrei să ne uităm la Ilie? Ok, hai, ok, hai. Ăla certăreț. Care-i problema ta, bă? Dar eu doar stau. Bă, ratatule, nu te-am întrebat nimic, ești prăjit, ia ieși din casa mea. Da, e și casa mea. Corect, corect, e corect. Eu sper că v-a plăcut acest episod, nu a fost nu știu cine știe ce, ca toate celelalte episoade, pentru că și celelalte sunt nu știu cine știe ce. Sunt doar niște sketch-uri pe care o să încerc să le fac în fiecare zi și să le aplaudez undeva pe la ora 8 seara. Așa că da, ce pot să mai spun, sper că, nu știu, ați râs, că a fost amuzant și zic, ne vedem episodul viitor, zic. Să aveți o zi bună și mâine la școală la fel, zic.